Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la 25 de tricuri pentru building. Și nu numai tricuri, și tipuri, adică și mici sfaturi care s-ar putea să vă fie de ajutor în noul update. După cum bine știți, urmează să apară un nou update legat de Nether, unde o să fie foarte multe blocuri noi, după cum vedeți în spatele meu. Avem aici o adevărată scenă mare. Și cu aceste blocuri am reușit să fac foarte multe construcții și foarte multe chestiuțe șmechere care s-ar putea să vă inspire să construiți și voi când apare noul update. Cred că de-abia așteptați și voi cum aștept și eu. Mi se pare foarte, foarte șmecher, foarte multe blocuri adăugate fix într-un singur snapshot. Asta au fost, bine, acum au apărut două, dar astea au fost introduse așa toate deodată și sunt geniale, mai ales ăsta care are animația asta, baby. Bun, hai să trecem la prima construcție. Well, nu prea se poate numi construcție, este vorba despre noul bloc Netherite, cel mai scump bloc din Minecraft și m-am gândit eu că hai să-l pun acum la început. Bine, o să-l mai vedeți și mai încolo în câteva locuri. Dar ideea este că îl pun la început pentru că nimeni nu o să-l folosească în survival, toată lumea o să-l folosească în creativ, așa că cine vrea să construiască în creativ și ai poate să folosească orice, poate să folosească un drum de genul acesta. Mie mi se pare că arată super, super mișto, ca și cum ar fi niște borduri mai interesante. Bun, trecem mai departe, putem să folosim netherite blocul ăsta, putem să-l folosim și ca perete și ca podea. Și ca podea arată super mișto în combinație cu polished diorite, adică ar fi podea asta potrivită într-un castel, într-un palat mișto, și ăsta ar fi ca lumea într-un beach, peretele, adică se potrivesc foarte tare netherite blocurile cu polished andesite sau diorite și toate alea. Bun, trecem mai departe la blocul favorit, aproape cel mai favorit bloc al meu, basaltul. Basaltul este genial pentru că are două texturi, textura asta de sus și textura din lateral, și cu ajutorul texturii din lateral cu asta de sus am format o simplă cărare frumoasă, ca și cum ar fi făcută din pavaje, pavele, cum se mai zice, așa, și practic asta este din nou o bordură. Bun, trecem mai departe. Ca să știți și voi, cel puțin așa consider eu, poate vreți să auziți și părerea mea, cel mai bine basaltul ăsta merge cu gravel. Dacă încercați să-l combinați cu cobblestone, este prea luminat cobblestone-ul și nu se potrivește așa de bine cu basaltul. Gravel-ul parcă are așa niște nuanțe de mov și el la fel are și basaltul și se potrivesc mult mai tare împreună, sincer să vă zic. Deci vă recomand să nu folosiți cobblestone plus basalt. Cel puțin, na, așa consider eu că arată mai bine cu gravel. Bun, mai departe, încă o combinație de drum destul de interesantă din smithing table plus netherite blocks. Bun, acum hai că am scăpat de netherite blocks, în sfârșit putem să construim ceva și pe survival. Bine, și asta putem să obținem foarte ușor. Basaltul ăsta se obține foarte ușor. Bine, biomul se găsește mai greu, dar după când ai ajuns în biomul se găsește și basalt lejer. Bun, să trecem mai departe, oameni buni. Aici avem două camere, una de fetițe și una de băieți. Și m-am gândit eu că, bă, hai să le facem așa tăiate, da? Acum se poate face o cameră de băieți foarte, foarte ușor, pentru că avem foarte multe blocuri albastre și variații de blocuri. Nu știu dacă chiar variați. Mă rog, v-ați prins voi. Sign-uri, trapdoor-uri, uși, avem de toate, albastre și băieței sau băieții sau cum vreți voi. Preferă albastru, bineînțeles, am făcut un covor albastru, o lampă albastră, asta e o lampă destul de interesantă, ce ziceți? Cred că se potrivea mai tare în camera fetei. Un tablou, un pat interesant, la fel și aici la fată, tot așa un pat interesant. Am uitat să schimb lemnul de aici, bravo, Colbir!
Că am încercat inițial cu birch. Bun, un covor. Ăsta poate fi numit covor. Are un pattern foarte șmecher. Și nici nu te miști încet pe el. Deci e super șmecher. Și asta tot așa un fel de lampă cu ajutorul trapdoor-urilor. Superb. Nu știu, îmi place tare această combinație. Deci când, dacă faceți o casă, o vilă, ceva, și când construiți casa copilului, camera copilului, puteți folosi aceste blocuri că sunt geniale. Mai departe, tot așa combinații pe care puteți să le faceți la pereții, nu știu, unei case bântuite, am putea face, că aceste două culori sunt mai speciale așa și nu prea poți să le folosești la construcțiile medievale, dar în schimb la o casă bântuită, un mansion de la foarte mare, aceste pattern-uri, mamă, merg prea, prea bine, mai ales asta de la, de la Warped Biome. Super, mult mai șmecher ăsta față de asta, cel puțin la uși mă refer. E de dreptul frumos. Deci țineți minte pattern-urile astea pe un zid mare, arată extraordinar. Aici avem un șemineu, oameni buni, un șemineu din nou format din netherite, anvil, cauldron, alt fier, deci e foarte expensiv acest șemineu. Bineînțeles, în spate, dacă era un zid foarte, foarte mare și frumos, a unei camere, a unui living mare, se potrivea tot așa într-o zonă bântuită, aș zice eu. Pereții ăștia mergeau aici în spate și bum, gata, făceam o casă bântuită, un mansion de Halloween. Deci Halloween-ul ăsta, pregătiți-vă, oameni buni, că o să fie foarte, foarte multe construcții de genul acesta pe oriunde, pe servere și toate nebuniile astea. Da, deci nu-i mare chestie acest șemineu, dar eu zic că arată super bine. Trecem mai departe. Mai departe avem un pat cu copertină, dacă știți despre ce vorbesc. Și acest pat cu copertină, copertina fiind făcută din vine-urile astea noi. Și aici am pus lumină, cu toate că nu cred că e prea frumos să ai lumină când vrei să dormi, dar mă rog. Este un nou mod de a face copertinele astea. Înainte o făceam cu cealaltă vine-uri, numai că astea arată mult, mult mai ca lumea și sunt mult, mult mai potrivite, zic eu. Da, cam atâta pentru chestia asta. O să vă arăt mult mai multe chestii pe care puteți să le faceți cu vine-urile astea. O singură chestie regret la vine-urile astea, că nu poți să te urci pe ele, gen nu poți să te cațări pe ele cum te cațări pe cele normale din jungle. Dar whatever. Asta e una dintre preferatele mele, oameni buni. Faptul că poți să formezi o ușă de asta mare, dwarven style, mă rog, v-ați prins voi de alea așa mai fantasy, șmechere, ați găsi o ușă de asta undeva într-un castel și nu puteți să o deschideți și vedeți că este animată, are magie acolo, nu știu, puteți să formați o idee de genul acesta și cred că funcționează la fel de bine și cu Crimson Stem. Desigur că funcționează la fel de bine. Tot așa înlocuim chestia aia și punem un buton și super, super frumos arată. Aici am folosit asta că am văzut, că am zis că am lemnul ăsta, focul ăsta albastru și mi se pare super șmecher. Și uitați și aici cum putem să faceți un fel de lampă, sau nu lampă, un fel de torță, I don't know, o torță mai mare. Țineți minte că în anumite locuri adaug mai multe detalii care s-ar putea să vă intereseze. Dar mă rog, să trecem mai departe. Mai departe trecem la blocul meu favorit iarăși, once again, basaltul, care poate fi, uite, în combinație cu cobblestone aici, să zicem. De ce zic chestia asta? Pentru că aici e foc, o mai sări cenușă, s-o făcu mai întunecat pe acolo, pe la cobblestone și bam, gata. Are sens mai mare pentru mine aici, basaltul, doar din cauza asta, că o fi cenușă pe lângă sau ceva scrum. Cred că are sens, nu? Cel puțin așa are sens pentru mine. Aici putem să ne imaginăm că
Uite, de exemplu, dacă aveți un quarry pe mapa voastră, puteți să puneți pe lângă quarry locuri de genul acesta unde sunt adunate pietre și aranjate, vedeți? Aici sunt aranjate niște pietre sau flint, ce vreți voi, puteți să vă imaginați că este. Poate să fie considerat și lemn blocul ăsta, deci așa de șmecher lemnul ăsta, oh my god. Și da, cam asta e ideea, cum ar fi că sunt niște pietre adunate într-o parte și ready to use, I don't know. Și da, după cum ziceam, acest bloc se poate considera ca și un copac, da, un copac ars, sau mai se poate face un brad destul de șmecher din copacul ăsta, din lemnul ăsta care nu-i lemn. O să vă arăt în alte videoclipuri ce fel de copaci puteți să faceți și cu ăsta, e super șmecher. Și aici avem o pădure arsă cu crengile căzute și bineînțeles câteva detalii mici cu niște ciuperci micuțe, cu focul ăsta care nu trebuia să trebuia să fie ceva de genul ăsta. Sunt niște mici ascunzători ca să iasă niște fum și da, niște magma frumos ca și cum mai arde în continuare pe acolo, plus focul arată interesant. Dacă vreți puteți să faceți o pădure de asta plină cu o pădure arsă, practic puteți să faceți chestia asta la un moment dat pe un drum și ar arăta destul de interesant, ar putea să spună o poveste acolo. Bun, trecem mai departe la blocul Warped Slab, blocul ăsta albastru care este absolut genial și dacă scriem aici Prismarine, blocul ăsta oficial a fost înlocuit de Prismarine. Pentru că prismarinul se obține destul de greluț și acum, având în vedere că avem blocul ăsta, putem folosi în locul prismarinului, dark prismarinului. Toate că putem să le folosim și pe ambele și iese la fel de bine și la fel de frumos, ba chiar mai interesant arată atunci când folosim ambele blocuri. Dar eu, pentru că n-am avut niciodată chef să fac o fermă de gardieni, mi s-a părut foarte greu tot timpul, am zis că extraordinar ce mișto că s-au adăugat chestia asta, în sfârșit pot să folosesc și eu o culoare de acoperiș ușor. Merg în Nether, m-am dus, am luat niște albastru din asta și îl combin cu portocaliu. Asta e un fel de casă chinezească în caz de nu v-ați prins. Nu mă pricep la stilul chinezesc, dar cred că o să mă apuc de acum să învăț, că am văzut niște construcții foarte șmechere pe care poți să le faci cu combinațiile astea de culori. Este extraordinar, o să încerc să fac chestia asta și poate fac și niște tutoriale. Cine știe, cine știe. Dar da, mă rog, ați prins ideea cu acoperișul și cu prismarinul și warped lemnul. Trecem mai departe din nou la fratele Basalt, care poate fi folosit ca și acoperiș, după cum bine vedeți, dacă vă uitați așa de la distanță, ăsta fiind un acoperiș, ar arăta extraordinar, seamănă cu niște țigle. Ei, tot așa, basaltul poate fi folosit și invers, chestia asta am văzut la BWO prima dată, la el, el se juca cu blocurile astea și zicea că, nu, ce mișto e blocul ăsta, poate fi folosit ca două tipuri de acoperiș. Dacă te uiți de la distanță, chiar pare un acoperiș ăsta, tot așa cu niște țigle. Super șmecher, super, super șmecher acest bloc. Nu o să mai folosim lemn întotdeauna pentru acoperiș. Mă bucură chestia asta. Aici avem câteva tipuri de torțe pe care puteți să le folosiți în zone mai creepy sau ceva de genul acesta. Mi se par toate destul de interesante, funky, drăguțe, creepy, cum vreți voi. Sunt drăguțe. Bun, ce avem aici? Trei tipuri de lămpi. Avem o lampă formată din Warped Stem și o lampă formată din Crimson Stem și asta din Shroom Light, da? Și pe aceasta de Shroom Light, desigur, putem să punem trapdoor-uri ca să îi dăm iarăși niște detalii mai interesante. Depinde ce vreți să creați sau puteți să punem și pe aia roșie. Dar asta eu zic că merge fără niciun trapdoor, pentru că uitați-vă puțin, faptul că are animația este perfect și puteți să ascundeți în altă parte puțină lumină și nu trebuie neapărat să lumineze o lampă de asta, pur și simplu poate să fie așa doar de design și arată super, super mișto. Bun, și nu trebuie să puneți netherite-ul ăsta aici, doar trebuie să aveți oul de dragon.
Trecem mai departe la un loc pentru butcher, pentru... cum se cheamă? Ăla care taie carne, cum se cheamă, bă, în română? Hai, gândește, mă rog, îmi dau eu seama pe parcurs. Bun, da, asta e, să zicem că e atelierul unui butcher care vine și taie niște carne și astea sunt mațele de la un porc, să zicem. Și aici este roșu, cum ar fi că e sângele de la porc, are toporul, are un fierăstrău în caz de oasele prea tari și toate alea. Deci puteți să faceți o zonă de asta mișto într-un sat medieval, să folosiți mațele astea. Vainurile astea sunt foarte frumoase de folosit. Hai să trecem mai departe, tot așa. Cu ajutorul vainurilor putem să creăm o chestie de genul acesta, o cameră scary, o cameră de tortură, să zicem, în care cineva a fost torturat destul de tare și curge sânge din tavan, ca și cum cineva sus a fost torturat iarăși. Curge sânge din tavan, frumos, redstone pe jos, bam, 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 ca să pară că e sânge. Avem aici niște capete de niște cranii. Mă rog, aici e costumul celui care îl torturează pe săracul om care a ajuns aici, în poziția asta. Și da, e un loc interesant de făcut, sincer să vă zic. Cred că ar merge pe server ca un prank sau ca o amenințare. Ar fi super șmecher, așa, ca un roleplay. Trecem mai departe. Probabil asta ați văzut-o peste tot pe internet. Este vorba despre un squid. Un squid care poate, ori îl puneți așa, ori îi puneți ochii așa, ori îi puneți ochii așa. Arată mișto în ambele sensuri, dar mai tare așa parcă. Și ăsta poate fi un squid prins într-un ocean sau într-o mare, pe lângă, nu mai contează. Pur și simplu folosiți niște lână dacă vreți să-i dați textură. Dacă nu vreți să-i dați textură, puteți să folosiți concret. Și da, pur și simplu un squid roșu. O caracatiță, cum vreți voi, nu știu, dar arată super șmecher dacă vreți să o puneți într-un port sau ceva de genul acesta. Bun, aici avem o modalitate nouă de a decora portalul din Nether. De exemplu, ai portalul din Nether, nu vrei să-l faci boring, doar așa pătrat. Vrei să-l decorezi cu toate chestiile noi din Minecraft 1.16 și pui așa un biome, încă un biome și trece din unul în altul. Super, super mișto. Vă recomand să faceți chestia asta, o cameră de genul acesta în overworld, ca să-ți dai seama că te duci în Nether într-o altă dimensiune. Scary. Și ați văzut că nu este foarte greu de făcut așa ceva. Trecem mai departe la blocul pe care nu l-am arătat deloc până acum. Ancient Debris sau ceva de genul ăsta se cheamă, da? Probabil nu o să-l folosiți niciodată în survival pentru că este un bloc foarte greu de obținut. Și da, într-adevăr se poate face un palmier foarte frumos din acest bloc. Deci dacă sunteți pe creativ, dați bătăi. Dar înainte se folosea acest bloc, composterul, dar să recunoaștem că Ancient Debris-ul ăsta arată de 1000 de ori mai bine ca și palmier decât composterul. Deci, evoluție, ce pot să zic, din punctul ăsta de vedere. Deci dacă sunteți pe creativ, puteți să faceți asta lejer. Și din nou, o altă folosință pentru Ancient Debris este asta, să zicem, poate fi folosită ca niște cărămizi într-un zid, într-un gard, mai bine spus, și arată destul de bine. Sau mai poate fi folosit ca și țigle pentru casă. Din nou, de sus se vede cam ciudat, dar dacă te uiți aici de la nivelul pământului, se văd foarte frumos ca niște țigle drăguțe. No? It looks nice. Bun. Și ultima, care am considerat că este destul de interesantă, puteți să puneți vainuri de genul acesta ca și cum și după ar părea că ar fi niște mere în copac. Dacă vă uitați așa de la distanță, se vede roșu ca și cum ar fi niște mere în copac. Și ca să faceți chestia asta vă trebuie niște string ca să nu crească mai tare vainul, că dacă crește mai tare nu mai arată ca lumea, nu mai arată mere. Și trebuie puse vainurile pe lemn, pentru că pe frunze nu funcționează. Deci, uitați, vedeți, aici au crescut prea mare și se vedea ciudățel. Și acum, da, ceva de genul. Bun, asta au fost cam 25 de
tips and tricks. Sper că v-a plăcut, oameni buni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un mare, mare like acolo. Să activați clopoțelul cu notificări, dacă n-ați făcut-o până acum. Și dacă doriți să mă susțineți mai tare, puteți să deveniți și membri. Eu aș aprecia foarte mult. Și vedem data viitoare, oameni buni. La revedere!